Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. În această ediție a emisiunii de sport, Arena Sportivă din cadrul ASTV, îl am ca invitat pe omul de sport, Adrian Linca. Suntem pentru prima dată împreună. După nu știu câți ani, da. Da, bă, dar ce vremuri erau la mesagerul. Mă refer la sport. Da. La sport. Ce vremuri erau, îți dai seama, dacă aveam o jumătate de pagină pe print, da, trei oameni lucram. Da. Eu, Bancea și Jimboreanu. Da. Și Vasile Jimboreanu. Da. Și umpleam în fiecare zi o jumătate de pagină de ziar. Îți dai seama, și bă, munceam pentru jumătatea de pagină. Documentam, umblam. Trebuie să umbli. Că nu erau mobile, nu erau... Da, da. Lucrai. Bine, eu mă refer la după câțiva ani mai încolo. Când am intrat și eu cu voi pe sport. Da. Ca fotoreporter și mai... Era altceva. Era, nu știu, și sportul era altcumva. Păi, în primul rând, era sport. Păi acum, da, ce mai este? Acum, dacă n-ar fi fost Consiliul Județean să inventeze clubul ăsta, să-l scoată din pălărie, exact, nu mai aveam sport deloc. Nu mai era nimic în județul ăsta. Atunci, pe vremea aia, aveam, dacă ți-aduce aminte, aveam echipă de handbal în prima ligă. Da. De băieți. Da. De da, băieți. Da, 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 de băieți. Da. Dacă ți-aduce aminte, Gloria avea echipă și în divizia A și în divizia B. Și în divizia B, deci da, echipa a doua, da, juca în divizia B. Da. Da. La Beclean. Da. Nu o băga nimeni seama. Și era în divizia B și acum nu am mai ajungem nici cu prima echipă în divizia B. Știi? Deci da, au fost vremuri foarte bune pentru, da, sport. Vremuri foarte bune și erau... Se făcea multă performanță. Erau foarte multe medalii și aici nu mă refer la campionatele naționale, la cupele României. Mă refer, erau campionate europene, campionatele mondiale unde participau sportivii noștri din mai multe ramuri sportive și de unde veneau cu medalii. Da. Da. Erau oameni dedicați. Că eu cred că și astăzi asta ne lipsește. E o falsă impresie că ne lipsesc banii, că ne lipsesc condițiile, că ne lipsesc mingile și porțile și gazonul. Nu. Da. Lipsesc oamenii care strâng în jurul lor toate energiile astea. Și îți dau câteva exemple doar. Uite ce s-a întâmplat la tenis de masă, când în jurul lui Bozga, da, s-a strâns toată crema tenisului de masă din România și a făcut din școala Bistrițeană de tenis de masă cea mai tare din România. Uite-te ce s-a întâmplat la haltere, cât Saranciuc a fost în vână și a reușit performanțe incredibile. Uite-te ce se întâmplă la handbal, când un om ca Pașca a reușit să propună un proiect, să-l susțină și să ducă o echipă de la zero până în cupele europene. Da. Deci eu cred și astăzi că în jurul unor oameni de sport care reușesc să atragă niște energii de genul ăsta, uite cum e Radu Moldovan, președinte de Consiliul Județean, nu mă apuc eu să-l laud acum, dar și el e un om care înțelege ce înseamnă sportul și care strânge în jurul lui lucruri. Adi, asta cred că ne lipsește. Da, dar uite că la ce ai amintit tu cu clubul ăsta, cu Gloria, al Consiliului Județean. Dacă, cam anul, oricum noi nu-l lăudăm, că n-avem ce să lăudăm aici pe Radu Moldovan. Da, bine, dacă e de lăudat, te-l laud, că n-am nicio problemă. Dacă nu era el și dacă nu i-ar fi plăcut sportul, pentru că el a jucat fotbal și a început cu proiectul lui Pașca, cum ai zis tu, cu handbalul. Dacă nu-i plăcea sportul, nu aveam. El a simțit un pic momentul, în sensul în care sportul din județul nostru chiar se afla în colaps. Adică nu mai aveam nicio echipă în primele trei ligi din România la niciun sport. Da. A simțit un pic și capitalul electoral și capitalul politic și cu simțul lui de politician așa. A reușit să facă, să adune acolo tot ce e mai bun în sportul din Bistrița și din județul Bistrița-Năsăud. Și iată că anul ăsta inaugurăm o sală care e cea mai mare investiție din județul Bistrița-Năsăud din toate timpurile. Da. Nu știu dacă... Da. Că puțină lume înțelege chestia asta. Nu există ceva mai tare. Uite, stadionul, că poate o să vorbim mai încolo despre el, că am un act aici interesant. Așa. De la Nea Jimmy. Stadionul a fost construit prin 1930
Și n-a fost cine știe ce investiție. El s-a făcut pe etape. Da. A apărut o tribună, a mai apărut o tribună, a mai plătit nu știu cine. Dar ca investiție în infrastructura sportivă, sala asta nouă, care costă vreo 17 milioane de euro, e cea mai mare investiție din toate timpurile în infrastructura sportivă din județul nostru. Deci lucruri pe care nu le poți nega și nu, oricât ai vrea să cârcotești, trebuie să recunoști că clubul ăsta de la Consiliul Județean a salvat cumva sportul în ultimii ani. Și aici vezi că s-au mai dezvoltat și au mai apărut niște ramuri sportive. Pe lângă handbal avem fotbalul. După părerea mea, cam multe. Adică eu cred că se întind mai mult decât lipla poma. Eu mă gândesc să aibă minte și să se concentreze pe câteva. Îi, handbalul, fotbalul, o să vină din vară probabil echipa de la Prundul Bârgău, echipa fotbal de fotbal feminin și o să fie cheltuieli. Mari. Dacă și inutile, după părerea mea. Vezi, aici e problema cu banii de la stat. Că n-avem simț, n-avem măsură, n-avem, cum să zic, dacă nu s-ai tăi, crezi că dăm și acolo, fără dăm număr, acolo, știi? Da. Așa cum am zis, a făcut foarte bine Consiliul Județean că a salvat sportul prin acest club, dar mie acum mi se nu se întindă mai tare decât Iplapuma, pentru că vrea și echipa de fotbal Gloria să o ducă în Liga 2 și e tot a Consiliului Județean. Da. Aduce și echipa asta de fotbal feminin, am înțeles că face ramuri de basket, face rugby și mai nu știu mai ce. Greu de plus, da. Sala aia nouă care trebuie care trebuie să aibă de lucru ca să se autofinanțeze cumva la costurile de astăzi ale energiei. Da, Adi, acolo la sală, după ce o să se dea folosință. Bun, odată o să joace handbal. Fetele, mă rog, e echipa de handbal. Mă gândesc că o să facă precum fac cei din Cluj. Adică o folosești și la concerte și la tăi. Sigur că da, dar nu-i simplu. O să ai și activități. Sigur că nu-i simplu. Păi nu-i simplu, muncești. Da. Păi nu-i simplu. Să aduci evenimente. Exact. Să lucrezi cumva ca o societate privată. Că altfel, la cât îți vine curentul și gazul acolo, o închizi în două săptămâni. Știi? Deci... eu am încredere că Radu Moldovan poate să facă lucrurile astea, dar ce se va întâmpla în viitor? Că nu va mai fi Radu Moldovan. Eu asta vreau să te întreb. Că noi am trăit epoca lui Neajan, când după Neajan potopul, știi? Exact. Că așa s-a și întâmplat. Da. Ce se va întâmpla ulterior? Dacă nu pune lucrurile pe un făgaș ca lumea, cum Pădureanu n-a reușit să facă, nu știu ce se va întâmpla cu un mastodont de genul ăsta. Dar deocamdată zic să ne bucurăm. Să sperăm că o să fie ok. De ce avem acum? Da. Adi, hai să vorbim despre ceva ce se vorbește zilele astea și chiar mâine, într-o ședință de Consiliu Local, e vorba de Neagimi. De Vasile Jimboreanu. Da, Vasile Jimborean. Ai lucrat și tu cu el, am lucrat și eu mai puțin, tu ai lucrat mai mult. Vor să-i acorde, nu la inițiativa primarului Ioan Turc, vor să-i acorde titlul nu, de cetățean? Nu la inițiativa primarului, sau poate că a fost cumva inițiativa primarului, dar propunerea a propus-o a unui grup de bistrițeni, printre care Dorel Cosma, Vasile Moldovan, fostul primar, nu știu, și nu știu mai cine, că așa e procedura pentru acordarea titlului de cetățean. Da. Trebuie să te propună cineva și apoi să te voteze Consiliul Local. Adi, eu nu știu... foarte multe, am nu o să zic toată lumea, dar o să zic foarte multă lume îl cunoaște. Foarte multă lume știe ce face, știe de fondul documentar pe care îl are acolo pe pietonal. Hai să nu vorbim de răutățile care s-au spus la adresa lui, să vorbim chiar despre Neagimi. Păi dacă vrei, eu pot să-ți povestesc până dimineață despre Neagimi. N-ai film pe cameră. Avem card. Cât, pentru că mi-am început meseria asta acum 25 de ani cu Neagimi, cu Vasile Jimboreanu la Mesagerul. Neagimi mă trezea dimineața la 5 și înainte de a duce materialele la redacție trebuia să le duc pe acasă, pe la Neagimi și să le aprobe dumnealui, știi? Așa că pot să-ți vorbesc despre Vasile Jimboreanu până ne plictisim. Însă Jimboreanu
E un fel de Google dinaintea Google-ului. Da. Știi? Ce are el acolo e o avere de care nu ne dăm seama în momentul ăsta, pentru că suntem orbiți un pic de internet. Și ni se pare că găsim pe internet tot ce mișcă pe pământul ăsta. Nu e așa. Există foarte multe date, foarte multe informații pe care nu le găsești pe net, care sunt cuprinse în cărți, în articole de ziare, în broșuri, în evenimente care nu au fost consemnate de prin 2000 încoace de când a apărut internetul. Da. Nea Jimmy are o arhivă din asta la care a început să lucreze în 1980 și care e organizată exact așa cum apoi a apărut Google-ul. Adică, pe, îți dai seama totuși ce viziune pentru un om în 1980. Are plicuri exact cum ar fi fișierele pe care le cauți pe Google. Dacă vrei să cauți Dorin Arsinte, te duci la Nea Jimmy, la plicul cu Dorin Arsinte, de la categoria presă, din anul 1900, care îl vrei tu, și găsești tot ce a făcut sau ce s-a consemnat în presa vremii sau în documentele vremii despre Dorin Arsinte. Mie mi se pare ceva ca, dincolo de munca titanică pe care a produs-o în anii ăștia, că dacă are sute de mii de articole de ziar decupate și arhivate la locul lor. Găsește acolo documente. Pe mine mă doare sufletul că nu-i nimeni curios în momentul ăsta, dar pe de altă parte sunt convins că în viitor o să fie oameni care o să cerceteze lucrurile alea. Acum nu, repet, nu le înțelegem, nu realizăm aurul pe care îl are acolo, dar în viitor e o avere. Uite, îți dau un singur exemplu, că am trecut astăzi pe acolo și așa, știind că vin la emisiunea ta, m-am uitat numai printre, la prima mână, printre ce avea pe acolo, știi? Și am găsit niște acte despre evenimentul de deschidere a stadionului. Stadionul a fost inaugurat în 29 mai, uite, peste câteva zile, în 1930. Și m-am dus la plicul cu stadionul și am găsit niște documente din vremea aceea. Și anume, am găsit un act prin care Societatea Sportivă Gloria cerea bani, ca și astăzi, prefecturii, pentru manifestările prilejuite de deschiderea stadionului. Și cerea bani prefectului, uite, vă rugăm să aprobați încasarea de la publicul venit la spectacol a unei taxe de intrare de 20 de lei, menită să ne acopere barem în parte cheltuielile avute cu construirea arenei, ce se cifrează la suma de peste 40.000 de lei. Anexăm programul artistic pe care îl vom executa cu această ocazie. Fugă la viteză, 100 de metri, aruncarea cu sulița și așa mai departe, ce făcea Gloria cu ocazia inaugurării stadionului. Am articolul din presă din săptămâna, care era un ziar ce apărea în perioada aia, de după inaugurarea stadionului, a fost atunci un meci între Gloria și o echipă a Năsăudului. A câștigat Gloria cu 2-1, dar auzi ce zice cronicarul vremii, zice: întrucât privește Gloria, repetăm și de asta dată. Elemente bune, antrenamente prea puține. Corect. Încă de pe atunci. 1930. Da. 1930. Da. Astea sunt lucruri pe care le-am găsit la Nea Jimmy în 5 minute. Nu am stat să cercetez cum ar fi trebuit să facă cei care organizează centenarul Gloriei peste câteva zile, la sfârșitul lunii, sau cum nu știu când e, în iunie, la sfârșitul lui iunie. Cred că iunie, da. Iunie, da. 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 Bun, da, Adi, eu am fost la el, chiar spuneam înainte, anul trecut, am făcut niște reportaje cu el de 20 de minute, un fel de miniserial. Oamenii trebuie să înțeleagă că Nea Jimmy, el și studiază, el și citește ceea ce decupează sau colectează sau nu știu cum se spune, păi, sau adună acolo. Nu, păi, se poate altfel, unul la mână, dar cel mai important e că face rost de documentele astea, că le găsește. S-a dus acum 2 ani și a stat o lună în Germania la Radu Negulescu. Radu Negulescu fiind cel mai mare jucător de tenis de masă din Bistrița, bine, după epoca lui, înainte de epoca lui Adrian Crișan. Tatălui Radu Negulescu a fost cel care a
a înființat maternitatea în Bistrița. Da. Apoi a plecat în Germania și Radu Negulescu a jucat tenis de masă, a fost pe la Olimpiadă, mă rog. A fost, Jimboreanu și-a stat o lună acasă la Negulescu în Germania și a adus la Bistrița tot ce avea Negulescu, documente, medalii, diplome, l-a lăsat fără nimic pe Negulescu și tot ce a avut Negulescu găsești la fondul documentar al Jimboreanu. Și chestia asta, imaginați-vă că o face de 40 de ani, de 45 de ani. Deci aici e miezul, nu că să-i dăm forfeca de aur că decupează un articol din ziar. Mi se pare că suntem atât de superficiali și atât de naivi și răutăcioși, încât nu vedem lucrurile astea și ne va bate, Doamne, cum îi auzi pe aia, că îl criticau și înjurau pe Eminescu acum 100 de ani, știi? Cam așa. Acum, bine, păstrăm proporțiile. Da. Dar râs de ei astăzi când vezi ce inepții scoteau pe vremea aia. Așa râdem și noi de Jimmy, neînțelegându-i valoarea în momentul ăsta. Bine, acum nu râde toată lumea. Mă rog, sunt răutăcisme, dar chiar aș vrea să meargă oamenii să vadă ce e acolo. Și cei ca și de o vârstă cu noi care știu mai multe, chiar și pentru tineret ar fi bine, dacă i-ar interesa. Ar trebui să meargă să vadă ce are acolo, pentru care ziare, reviste, poze. Am văzut, stai așa, casete video. Are toată arhiva video a Gloriei. A Gloriei, așa. De când au apărut camerele video, știi? Da. Toate meciurile filmate. Da, și a început să le filmeze, da. Da. Nu pot să-ți... Eu știu foarte bine multe lucruri pe care le are acolo, nici nu-mi vin în minte acum să ți le spun rapid care sunt cele mai valoroase. Dar are, de exemplu, are diploma de onoare pe care a primit-o Ștefania Botcariu la Olimpiada din 50 și nu știu cât de la Cortina de Ampezzo. Da. Ștefania Botcariu fiind prima bistrițeancă care a participat vreodată la Jocurile Olimpice. Știi? Păi și are diploma ei acolo, cum a participat femeia acolo și poze. Mă rog, nu îi fac eu acum, cum se cheamă, laudatio sau cum se cheamă asta, la Nea Jimmy, că nu, poate și subiectiv. Însă, dacă tot nu înțelegem valoarea asta, măcar să tăcem naibii din gură și să nu îl umilim pe un om care are și o trăsătură morală senzațională. Da. La 82 de ani. Omul are un comportament și știi și tu foarte bine, Adi, ideal, perfect. Da, Adi, dacă ar fi fost, să zic, un om politic sau cu implicare politică, înțelegeam, ziceam, hai, că ăia din tabăra aia, na, să fac un pic de zi, dar așa nu înțeleg, e vorba de sport. E vorba de un om care s-a zbătut să adune istoria sportului acolo. Și nu numai, și să nu știi, numai a sportului, pentru că Dorel Cozma, pe vremea când era director la Casa de Cultură, i-a simțit potențialul lui Vasile Jimboreanu și l-a folosit într-un mod foarte isteț, punându-l administrator, să zic așa, și peste fondul documentar al Casei de Cultură. Uh-huh. Casa de Cultură a adunat și ea de-a lungul timpului o grămadă de documente, de trofee, prin toate spectacolele și turneele pe care le-au făcut cei de acolo de-a lungul timpului, au adunat o zestră importantă de lucruri de astea, care zăceau și ele pe undeva aiurea. Și Nea Jimmy a unit cumva arhivele astea două și a făcut un fel de bibliotecă, un fel de fond documentar super tare, pe mijlocul pietonalului. Da. Bine, cred că tocmai asta e problema, că e mijlocul pietonalului și clădirea e vânată, îți dai seama. Da. Îți dai seama. Că uite, la asta nu mă gândesc. Aici ai miezul și substratul până la urmă, că nu le trebuie clădirea, nu le trebuie fondul documentar al lui Nea Jimmy. Da. Înțelegi? E, uite. Da, clădirea e a primăriei, a Casei de Cultură și probabil au alte intenții cu ea pe acolo, că e în mijlocul pietonalului. Dar asta n-ar fi o problemă. Dați-mă la om altundeva, exact, niște încăperi, spațiu, da, și faceți ce vreți acolo, că e normal, suntem în secolul ăsta. Dar dați-i omului niște spații ca lumea, dați-i un salariu, că face lucrurile astea benevol. De-abia după ce Dorel Cozma i-a dat treaba și legată de Casa de Cultură, i-a dat și o jumătate de normă. Că până atunci făcea din pasiune toată treaba asta. Mă rog,
În loc să-l respectăm, în loc să-l ajutăm să-și treacă toată arhiva asta pe online cumva, adică să-i dăm niște oameni acolo, niște tineri care să scaneze toate documentele astea, să le arhiveze și în mediul virtual, noi îi dăm la joale și îl faultăm. Știi? Facem și noi, Madi, ce bun, dar oricum așa. Sper că mâine în ședința de Consiliu Local n-a fi nimeni tâmpit să se opună unei astfel de titlu de cetățean de onoare, sau dacă va fi așa, atunci eu propun să desfințăm instituția asta de cetățeanului de onoare, sau măcar felul în care se acordă el în momentul ăsta, că e umilitor să propui pe cineva și apoi să nu-i dai titlu, știi? E ca și cum te-aș chema la cină și te-aș suna după aceea să-mi zici, știi, l-am chemat pe Tănase, că tu... Da. Tu ți-ți dau forfeca de aur. Așa, știi? Mulțumesc. Păi da. Da. Da, uite, Adi, cu fondul ăsta documentar, ar fi foarte util și pentru, mă refer pentru școli. Școli din județ, unde profesorii de sport pot să facă câte o... Hai să nu zic, să nu sună așa, să facă câte o excursie pe aici, să vadă, pentru că sunt... Aici am să vorbesc un pic de divizia județeană de fotbal, adică de diviziile județene, unde el are foarte multe documente acolo. Păi și are scrise trei cărți finanțate de Asociația Județeană de Fotbal, cu toate datele, toate meciurile, toți jucătorii care au activat arbitrii în județ, de când s-a înființat Asociația Județeană de Fotbal. Da. Apropo de școli, ziceai de școli. Școlile ca școlile, dar gândește-te la că avem facultate de educație fizică și sport. Avem universitate în Bistrița cu, dacă nu mă înșel, avem și secție de geografie și de turism. Deja am văzut că mulți se documentează acolo pentru lucrări de diplomă. Și am văzut-o pe Silvia Sabo de la echipa de handbal, care și-a dat lucrarea de licență cu niște materiale făcute la Neagimi. Și am întâlnit-o pe acolo, studia de foarte multe ori. Deci, ce are acolo Jimmy poate fi folosit și ca un instrument de lucru pentru foarte multă lume. Exact. Ziariști, studenți, muzeu, istorie. Dar, repet, deocamdată nu înțelegem ce e acolo și propun să nu-i dăm foc încă, să mai stăm un pic, știi? Să mai așteptăm un pic, măcar să înțelegem că avem ceva valoros acolo și hai să nu-i dăm foc încă. Adi, mie îmi vine să zic ceva așa, vezi, omul ăsta a făcut fondul ăsta documentar din proprie inițiativă. Odată i-a plăcut, s-a implicat, n-a cerut bani. L-a făcut gratis. Păi nu aici vezi problema. Dar dacă era ceva pe bani, poate că era mai interesant. Da, dar vezi, el n-a cerut niciodată bani și eu tot am scris de bani, știi? Și s-a creat cumva ideea asta de arșinel de Bistrița, știi? Că ar cere bani pentru ceva. Deși el are pensie de profesor și are o jumătate de normă la Casa de Cultură. N-a cerut niciodată niciun leu nimănui. Nu, știu. Eu, din propria inițiativă, am scris de o grămadă de ori că ar merita un salariu. Știi? Și s-a creat impresia că mamă ce dorințe are, pretenții are. Bine, ți-am spus, deci, probabil că dacă era de la început ceva pe bani, atunci probabil că da, era ok. Dar așa dacă omul a făcut... Bine, eu m-am gândit, îți dai seama, printre aia 1200 sau câți de angajați are primăria. O jumătate de normă la Casa de Cultură era o mare nebunie, așa? Stai un pic, că mai trebuie angajați acolo. La primărie, nu? Da. Alți, nu? Vii cu neagimii, cu jumătate de normă. Ce să faci cu jumătate de normă? Încurci bugetul. Da. Adi, hai să trecem și la... Oricum o să ne mai ajungem pe la neagimii. Da. Cu ce să începem? Hai cu handball. Cu ce să începem? Și am crezut că terminăm, bă. Și tu zici cu ce să începem. Mai avem. Cum vezi echipa de handball? Că acum s-a terminat și Cupa României, acum suntem liniștiți, nu ajungem la baraj, nu cădem. Știi cum văd echipa de handbal? Prin ochii celui care are pretenția că se pricepe un pic la sport.
Adică și tu, ca și mine, da, înțelegi foarte bine că nu e suficient ca cineva să adune 11 jucători de fotbal la un loc, să aducă cel mai bun antrenor din lume, să aibă cei mai mulți bani de pe planetă, vezi Manchester City, așa, și să și facă o echipă care să zbârne și să-ți câștige campionatul la pas. Nu e așa, pentru că sportul are foarte multe alte valențe care îi dau frumusețea asta. Și nu e așa. Ori, cei de la Consiliul Județean au crezut că dacă bagă foarte mulți bani, dacă aduc cel mai bun antrenor din lume, poate așa au crezut și foarte mulți oameni din oraș, automat vom avea o echipă în Liga Campionilor și câștigăm campionatul. Bă, nu e așa, că nu e matematică. Nu e matematică, nu e deloc așa. Din mare fericire, din foarte mare fericire, Radu Moldovan a înțeles că are nevoie de un centru puternic de copii și juniori, dincolo de această echipă de senioare. Și a făcut un centru de copii și juniori, bă, ca la carte. Acum chiar știu ce înseamnă lucrurile astea și am văzut cum s-a organizat sportul în județul ăsta. Are un centru de copii și juniori că poate scrie manuale după el. Adică vreo 500 de fete organizate pe zone, vârfurile le aduce aici și le-a creat condiții de top, un etaj întreg refăcut la Sfânta Maria acolo și condiții de 3 stele pentru vârfurile centrului de copii și juniori. Are, a înscris echipe la toate categoriile de vârstă în campionate și va trage cu ele începând de anul ăsta la titlurile naționale. Are echipa a doua care e între juniori și echipa mare. Deci e o structură din județ, pentru județ, care e trasă după ea de echipa mare. Că fără echipa asta mare nu se întâmpla toată emulația asta. Da. Știi? Da, da. Și pe mine asta mă bucură, că asta mă interesează până la urmă. Că pe mine nu mă interesează că-ți vine Barbosa pe aici și dă 5 goluri și îți ia banii și pleacă. Din potrivă, mă chiar enervează. Dar înțeleg că fără echipa asta de vedete, de jucătoare care să țină ritmul cu prima ligă de handbal, nu poți să ai exemple pentru centrul tău de copii și juniori. Nu se justifica o sală atât de scumpă dacă nu avea o echipă care să tragă la campionat, un centru de copii și juniori. Știi? Deci eu așa văd echipa asta de handbal în tot ansamblul ăsta ei, cu centrul ăsta de copii și juniori, cu o echipă care, pe care o vedem la televizor și face imagini orașului pe TVR1 în fiecare săptămână, cu o sală care rămâne aici că nu duce nimeni acasă. Știi? Deci în ansamblul ăsta, echipa asta de handbal și banii care merg de la Consiliul Județean spre handbal, mie mi se par foarte justificați. Corect. Corect, da. Și toată povestea asta cu bani publici, că din bani publici cât plătim, cât nu plătim și cât eu o văd tot la fel de simplu, în sensul în care dacă ai întreba oamenii pe stradă, să presupunem așa prin absurd că ai face un sondaj de opinie și ai întreba, bă, vreți să dăm bani la sport și să avem o echipă în prima ligă, o sală, eu cred că 90% dintre oameni ar fi de acord. Da, Adi, oricum avem nevoie de sport. Bine, sport mă refer de asta, de performanță. Vorbim de gloria de echipa de handbal. Păi ne trebuie, pentru că te duci când au ele meciuri, sâmbăta, duminica, la polivalentă, stai, te uiți la un meci de fotbal, la un meci de handbal. Acum avem și eu echipa de fotbal cu... Dar e ceva necesar. Bine, acum, dacă n-ar fi politicul, știi, să se implice, că acolo când se implică politicul, să termine niște lucruri. Da, dar mai merge ceva în țara asta fără politic. Păi nu merge. Păi dar n-ai cum să mai faci nimic. Nici nu merge. Auzi, dacă când Gloria avea, sau Steaua avea cele mai mari performanțe din... Nu era implicat tot politicul. Am făcut noi ceva în țara asta fără politic. Mă refer la... Nu neapărat că e bine, că și pe mine mă enervează, știi? Dar pe mine mă enervează că politicul epatează și că se folosește așa arogant de treaba asta. Dar altfel, păi pe vremea lui Ceaușescu îl știai pe primul secretar când venea la meciuri? Nu. Bă, da, făcea ăla niște jmenuieli și lua jucători și cumpăra și cu bani negri și cu de-astea, de nici nu știai când apărea Hurloi la Bistrița de la Cluj sau nu știu cine. Pentru că erau discreți. Dar făceau lucruri, sau Valentin Ceaușescu, care a făcut Steaua. Da. Și ne-am bucurat toți că a luat Liga Campionilor. Bă, era implicat politicul
Din totdeauna, uite, ți-a arătat chiar actul ăsta, uite cum cerea Gloria bani la prefect, în 1930. Păi normal, știi? Că aveau nevoie. Asta e, bă, viața, n-am inventat-o noi pe planeta asta. Adi, eu mă refeream la politic, că intervine politicul la chestiile astea. Bun, să face sala polivalentă, la, da, să finalizează la Unirea, da? Știi că au început să fie discuțiile alea. Apoi, de ce o face acolo? Păi că e prea departe. Bă, nene, mai discutăm și eu în emisiune cu ăsta. Bă, nene, eram în Suedia, în Landskrona. Un orășel mic, 10-12.000 de locuitori, dar întins. Cu port, cu, mă rog. E, stadionul, deci aveau stadionul oficial, era echipa în, mi se pare că în Liga 1, atunci, divizia lor, prima divizie. Lângă el era piscina orașului acoperită, gen casa EMA, ca să dau niște exemple, da? Da. Lângă stadion, bă, era o parcare, nu știu cum să-ți spun, imensă, deci imensă. Și mai erau încă vreo 12-13 terenuri de iarbă mari, unul era sintetic. Și toate aveau nocturnă, din aia mică, erau de antrenamente. Era în afara orașului. Nu te aglomerai, nu te... Aici e ideea. Bun, că acum o să trească să facă și ei infrastructura până la sală acolo și la tot ce o să fie. Cu atât mult mai bine, că apare infrastructura într-o zonă, da, care era moartă. Și dezvolt zona aia. Da. Eu mă bucur că într-un fel, vezi, cu un ochi am plâns că a dispărut sportul din județul nostru, dar lucrul ăsta totuși cred că ne-a făcut bine pe undeva, pentru că oamenii au pus presiune pe politicieni. Și în campania electorală, temele principale, dacă urmăreai, da, vedeai că-s legate de sport. Oamenii vreau sport, cereau sport. La un moment dat, PSD-ul a făcut un sondaj de opinie, așa, într-una din campaniile electorale, care sunt temele pe care să le folosească ei, a, acolo, așa, și care prind cel mai bine la oameni. Și au descoperit că sportul era și recreerea și divertismentul era pe primul loc. Bă, și-a intrat în panică. Pe cine au sunat? Pe Adilinca, pe care nu-l băga niciodată în seamă, știi? Bă, uite, asta e tema, asta vorbi stițeni. Ce faci? Și acum v-ați prins? Păi acum v-ați prins pentru că nu mai avem deloc. Și ați ras-o de pe fața pământului cu crețul vostru cu tot. Da. Știi? Dar de-aia zic că lucrul ăsta a făcut bine pentru că a resetat cumva toată și chiar și infrastructura, nu numai fenomenul în sine. Și va apărea, sper, în viitor, o zonă de sport și de recreere excelent acolo la marginea orașului. Foarte bine că e acolo. Ne mai mișcăm și noi fundul un pic, da, până acolo, da, și, da, este microbuz, linie de nu știu ce. Îți faci încălzirea până acolo. Păi da, și uite aici. Vă stai un pic, că l-am văzut pe turc, care și el se aliniază acum. Adică face concurs de unde critica Pârtia și Wonderland-ul. Așa. Și dacă ți-aduce aminte, zicea, nu o să se facă, bă, acolo nimica. Eu mi-aduc aminte de astea, conferințe de presă, în care zicea, bă, vă luați după ăștia, nu o să facă, mă, e nimic acolo. Și nu numai că au făcut ăștia PSD-iștii, dar acum face și tur, nu știu ce, bazin olimpic de nu știu câte milioane de euro. Știi? Să fie mai tare decât sala lui Radu. Să-i audă Dumnezeu. Să le facă. Să-i țină. Să le facă. Să le facă. Corect. Pentru că rămân. Exact. Și uite, nu mai știm ce lupte politice erau în 1930 când s-au inaugurat stadionul, dar sunt convins că erau mai grele decât acum. Că erau și ultimii sași prin Bistrița, Corneliu Mureșanu era deja primul primar român, erau și lupte de alte feluri, venea războiul. Da. Erau și lupte mult mai complicate politice decât sunt astăzi. Da, și a rămas stadionul de pe urma lor. Așa o să rămână și astea, nu o să le ducă, nu o să ducă tu, da, normal, bazin olimpic la el acasă și nici Radu sala de handbal. Adi, echipa de fotbal. Văzut, bun, s-a dus antrenor Adrian Falub, am văzut rezultate ok. Crezi că avem o șansă să promovăm ediția următoare de campionat? La cum e organizat fotbalul în România astăzi, poți promova de la zero. Dacă noi doi ne facem echipă de fotbal acum și avem finanțare și susținere din partea orașului și așa, promovăm în 2 ani unde vrei tu. Așa. Că e simplu. Așa. Nivelul e slab, îți trebuie o bază sportivă și bani de la stat. Pentru că toate echipele din ligile inferioare, dar și din prima ligă, sunt finanțate cu banii comunității locale. Dacă comunitatea locală bistrițeană înțelege că locul
nostru la fotbal e în divizia B. Da. Pe acolo. Da. Hai să recunoaștem, a stat în divizia A că a fost Neajan și a știut ce să facă. Da, dar la momentul ăla trebuia să promoveze, că altfel era scandal aici. Dar locul Bistriței e undeva în divizia B, unde să se bată cu echipe de astea, o Cluj, Petrolul, ce mai e pe acolo. Știi? Care culmea, meciurile transmise pe Digi acum, e o întrecere foarte mișto. Deci eu văd locul gloriei în divizia B și pentru asta îți trebuie un șfung. Un an. Da. În care să înțeleagă tot orașul și județul că trebuie să împingem un pic echipa asta în divizia primărie, Consiliul Județean, oameni de afaceri, și cine o mai fi. Au început bine cu un antrenor, au adus un antrenor care are 4 sau 5 promovări la activ în prima ligă, adică exact. Știe omul ce se mănâncă treaba, și cu finanțare de la Consiliul Județean. Dacă înțelege și domnul primar că echipa asta se numește Gloria Bistrița și nu Bistrița, nu se numește Gloria Radu Moldovan sau Gloria Arsinte, că se numește Gloria Bistrița. Da. Și dacă înțelege, să pună și el un pic umărul la clubul ăsta, prin cumpărarea stadionului, prin un pic de finanțare, că nu dă primăria bani la fotbal de vreo 10 ani, și așa mai departe, atunci vom avea echipă în divizia B, acolo unde e locul. Dacă nu, cu eforturi din astea separate, așa, și... E chinuială. Ne chinuim în continuare. Asta e cu fotbalul. Dar eu îl văd în divizia B, cu stadionul reparat un pic, trecut la primărie, cumpărat. Eu văd lucrurile astea viitor, pentru că bistrițenii își doresc asta și vor asta. Nu, până la urmă, oricât te-ai străduit tu ca politician să te abazi de la agenda publică, n-ai cum, că tot acolo tragi. Tot oamenii îți dictează ce să faci. Nu poți să faci tu nimic sau mare lucru împotriva lor. Da, țin minte că eram copii. Mai merg copii de minci la... Eram la Gloria, când jucam în divizia B, că acolo era mai... Erau tribunele pline, indiferent cu cine jucau. A bine, acum când jucau cu Clujul, cu Zalău, că erau aici așa mai... Dar bine, nici nu pot să compar vremurile, că era singura bucurie pe vremea aia, știi? Și era ca o religie, știi? Mergeam la biserică și după aia toată lumea merea la fotbal. Nu pot să compar lucrurile. Însă e clar că o reședință de județ trebuie să aibă, trebuie să aibă sport de performanță. Da. N-ai cum să n-ai sport de performanță, scrie și în legea sportului asta, n-am inventat-o eu. Deci, și nu-i mare efortul. Nu-i mare efortul să împingi, să duci o echipă din postura asta de reședință de județ, o duci în divizia B. Nu e o mare șmecherie. Legile îți permit acum, nu mai poți să vii cum venea Crețul, că ne bagă în pușcărie și nu dăm bani la sport, că ne arestează. Nu, mai acum legile îți permit din toate pozițiile să finanțezi o echipă de fotbal. Sau... Da, acolo unde e în Wonderland, așa, unde e sala de sport, se face și teren de fotbal? Se fac două terenuri de fotbal. Se face, anul ăsta va fi gata, o bază sportivă de tip, nu știu cum, de tip 1 sau nu știu cum îi zice, un teren de dimensiuni mari, sintetic, care are niște tribune de vreo 2-3 mii de locuri, cu pistă de atletism, cu nu știu ce, ăla e gata astăzi. Da. Astăzi, anul ăsta. Anul ăsta, așa. Și există un proiect pentru un stadion ca lumea, de 15-16 mii de locuri, care, Doamne ajută, să-l și vedem pe acolo, dar deocamdată nu există finanțare pentru el și nu... Deși există planuri, proiecte și studii de astea, cum au politicieni. Dar și numai așa s-ar crea un complex sportiv foarte tare în Bistrița, cu sala asta de sport, care are niște facilități incredibile, cu două terenuri, cap în cap, cu 30 de camere de cazare, cu niște terenuri sintetice pe acolo de handball, volei, basket, cu tot ce vrei, cu baza asta sportivă de care ziceam, cu pârtia de schi, cu circuitul ăla de biciclete și cu aerodromul și cu bazinul olimpic pe care vrea Turc să-l facă cu, știi? Deci am avea o bază sportivă super tare. Ai avea divertisment. Da. Ai avea divertisment. Sigur, da.
Să vedem, să vedem că, cât, cât vor vrea să se implice politicienii. Da. Acolo-i treaba. Da. Eu ce să zic, eu sper că acum o să revin iar la Nea Gimi. Nu știu, am rămas așa, deci spun sincer, am rămas surprins pentru... Bun, ok, vor să-i dea... Bun, vrei să premiez un om, să-l decorezi sau, mă rog, cum să-i spunem. Bă, da, la vârsta de 80 de ani și să vii să... Să uite titlul, nu e titlul sau nu. Dar nu, nu o să se întâmple treaba asta. Vorbim aiurea, că nu o să se întâmple. Au fost doar niște voci din presă. M-au durut un pic că tocmai din presă au venit vocile astea. Care presă trebuia să folosească prima de exact. Fondul documentar al Nea Gimi. Dar atât. În rest, omul apreciat de toată lumea și cred că nu va fi nicio problemă la ședința de Consiliul Local de mâine să-i se acorde titlul ăsta. Adică, care și merită. Îl merită, da. Cu siguranță îl merită. Eu am rămas surprins cum mergeam la el și mai filmam, că mai stăteam și povesteam și după, știi? Și mai spunea, bă, uite, medalia aia așa, sau trofeul ăla, că-s ălea mai vechi. Mai... Bă, în timp ce îmi povestea despre medalie sau trofeu și de sportivul care le-a câștigat și le-a dus sau le-a dus acolo, le-a... începea să-i tremure vocea. Se trăia cumva momentul, se întorcea cu bănesc în timp și îi tremura vocea și mi-a apărea și câte o lacrimă în ochi, că stam și mă, băi, Nea Gimi, ce faci? Zic, hai, povestește, îmi lasă. Păi stai seama că a trăit cu pasiunea asta de atâția ani încoace, de 40 de ani încoace și e ca și copilul lui, ca și creația lui, tot ce are acolo. Și, repet, sper că vom fi atât de isteți încât să ducem mai departe ce a creat Nea Gimi acolo. Să vedem. Să sperăm că va trece cu bine ședința de mâine și vor da și titlul de cetățean de onoare. Pentru că s-au dat atâtea titluri de cetățean de onoare. Eu cred că, eu în primul rând cred că nu-i modul de acordare a titlului de cetățean de onoare nu-i potrivit în Bistrița. Nu cred că titlul ăsta poate fi lăsat la mâna unor propuneri. Adică oricine din oraș poate să propună. Eu vin și te propun pe tine. Înregistrez cererea și te propun pe tine. Și apoi te votează Consiliul Local. E cumva jenant, degradant pentru un om de valoare să se vadă pus pe tarabă, da. Bă, ai caracter sau nu ai caracter? Mm. Și să te judece patru politicieni vremelnici acolo, știi? Da. Da. Deci nu cred că... N-au treabă cu, cum să zic, eu n-am nici înghe, nici mânică cu domeniul. Nici cu domeniul. Da. Cu domeniul. Eu cred că primăria, primarul, nu știu cine, abar n-am, sfatul bătrânilor, nu știu cine. Ar trebui să-și asume un titlu de genul ăsta. Și ar trebui să se acorde mai rar un pic, pentru că altfel pică în, cum să zic, în derizoriu, știi? Să se acorde mai rar, la mai puțini oameni, odată la 2 ani, la 3 ani, la oameni care îndeplinesc clar niște criterii de valoare și de moralitate, fără dubii. Și asumate de cineva. Nu votate ca la piață. Băi, dăm sau nu-i dăm titlul de cetățean. Numai că de-a lungul timpului s-au folosit de oamenii ăștia, cei de prin primărie, și au împărțit la titluri cum au avut chef. Dacă unul a avut interese cu Georgiu Gingăraș când era ministru sporturilor, l-au adus la Bistrița, i-au dat un titlu de cetățean de onoare ca să obțină o semnătură, să se facă nu știu ce anexe pe la sala polivalentă. Așa, da. Alții au dat la, nu știu, cred că și Crin Antonescu e cetățean de onoare. Nu e Crin Antonescu. Georgiu Gingăraș. Nu, mă rog, știu. Sunt foarte multe nume de astea care poate n-ar fi meritat. Dar, repet, și oamenii aia au valoarea lor și n-au nicio vină că spuși așa pe tarabă și judecați. Știi? Da. Mă rog. Mai avem 5 minute, Adi. Cum vezi Liga 1? S-a încheiat Liga 1? Campioană CFR din nou? Liga 1, cum să văd? Ca pe un eșec incredibil al FCSB-ului. Un eșec bine, o pierdut pe mâna lor. A lui Becali, care nu înțelege cum e organizată o echipă de fotbal.
Și el în continuare își vede de afacerea lui, de business-ul lui. Și noi ne dăm de ceasul morții în jurul stelei, știi? El își vede de business-ul lui, face o grămadă de bani și nu vrea să înțeleagă că dacă vrea și un pic de performanță, îi trebuie antrenor, îi trebuie stadion, adică să fie organizat. Să stai la lojă. Cum e organizat CFR-ul? De 5, bă, ai, ți-a titlul odată, ți-a fața a doua, arată. Bă, dar să-ți ia de 5 ori consecutiv, de 5 ori să râdă de tine. Păi, da. Înseamnă că ceva nu-i bine acolo, nu faci tu treaba să fie bună. Și eu sunt de părerea celor care zic că mai mult a pierdut FCSB-ul titlul decât l-a câștigat CFR-ul. Exact. CFR-ul a jucat, a fost catastrofă în ultimele etape. S-a târât Dan Petrescu. Dar mai bine organizat, cu un antrenor care înțelege ce se întâmplă pe teren, nu cu un sclav cu telecomandat din tribună, CFR-ul până la urmă a câștigat. Are toate meritele, nu zice nimeni că n-a câștigat pe bună dreptate. Îmi pare un pic rău de Dinamo, pentru că a ajuns să se bată cu Cluj, știi? Adică eu aș vrea să le văd pe amândouă în prima ligă, știi? Că și Dinamo ține cumva capul de afiș al multor meciuri, încă poți să zici că e derby cu Dinamo numai după nume, echipă nu. Și aș fi vrut să văd și pe Dinamo și pe Cluj, aș fi vrut să le văd în prima ligă. Păcat că au ajuns să se lupte între ele, dar ai văzut, 2-0 a fost în meciul tur de baraj, Cluj are șanse mari, Cluj, și alături de CFR, eu cred că, chiar dacă ele, știi că sunt dușmane de moarte, de moarte în Cluj, dar polul de interes, mai vine și Hermannstadt, care a reușit să promoveze, polul de interes al fotbalului, uite că Sepsi, iară de prin zona asta de pe aici, se mută mai la nord, așa, știi? Pentru că oamenii ăștia de pe aici au înțeles mai bine decât cei de prin sud ce trebuie să facă. Și au făcut, ca la carte, CFR-ul ce a fost de făcut, ca să câștige, că nici nu era greu. Știi? Nu era greu să câștige titlul în România. Eu sunt curios, uite, sunt curios ce o să facă echipele care merg în cupele europene. Nimic, ce să facă? Păi dar la ce fotbal avem? Păi dar fotbalul în sine e... De națională nu mai vorbesc. Păi eu atâta simulare cât văd în fotbalul românesc, eu cred că nu mai există nicăieri pe pământ. La orice fază cer faul. Preocuparea fotbaliștilor de astăzi e spre simulare, nu spre gol, spre fază. Fotbalul e foarte slab, nu o să ajungem nicăieri în următorii ani cu fotbalul ăsta, mai ales că vedem ce fotbal joacă alții, la ce nivel se joacă fotbal. Dar, repet, toate astea sunt organizate de jos în sus, cu politicul ăsta de care tot vorbim, prost, fără baze, fără centre de copii și juniori și așa mai departe, și o să ne mai târâm încă ani buni de acum încolo, tot așa. Adi, mulțumesc, încheiem că s-a scurs timpul. Da. Te mai aștept să mai discutăm. Îmi face plăcere că eu la emisiunea mea vorbesc despre alte lucruri, nu despre sport. Știi, nu-mi permit să duc prea mulți oameni de sport acolo ca să nu monopolizez discuțiile pe sport. Și mă bucur când am cu cine vorbi de... Okay. Nu vezi că-s cam nevorbit, nu? Ok, mulțumesc mult, te aștept să mai discutăm. Bine vorbim. Stimați telespectatori, își punem punct ediției de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune.